Ba, am văzut că toți scrieți primul în comentarii de fiecare dată când pun un clip. Nu mai scrieți primul. Gata! Stop! Scrieți subscribe! Ca trebuie să facem 500 ca cât mai repede, fraților. 500 ca cât mai repede și dați subscribe! Toată lumea știe pe Ian Ceban, hai să fim sincer, din România cel puțin. Am făcut și o două clipuri despre el și au mers destul de bine, v-a plăcut de el și tot mă întrebați de fiecare dată când fac stream că bă, Red, ce mai face Ian Ceban? Hai să ne uităm la Ian Ceban. Așa că am zis că să fac al treilea clip din seria unde este omul respectiv acum și astăzi facem unde este Ian Ceban acum, pentru că nu l-am mai, -am mai văzut Ian Ceban de foarte mult timp, sincer. Și la un moment dat totul mi-a părea pe foriu și mai ales că făcea live-uri cu ASMR. Ok, și acum pentru oameni care nu știu cine e Ian Ceban, ce ban e ăsta? Cum să te bărbierești acolo jos, la piarjă? 1. Trage mai aer în pept și ne relaxăm. 2. Ținem piaja în apă rece undeva 10 minute. 3. Dezinfectăm la maderas. 4. După ce ne-am ridicat din apa rece și avem pădurea umedă, ne scuturăm. brrrr 5. Aplicăm spuma de ras pe piajă, apoi cu lama de ras, încetul cu încetul, dăm pădurea jos. 6. Nu uita să o dai cu parfum. Gata, felicitări, ai finisat și nu uita, tu ești cea mai bună. Damn, cu mâncat ăsta, o asta portocala, o face un pic să-mi regândesc existența, sincer îți zic. Ce trebuie să faci atunci când dai biluțele foarte, foarte supărate și foarte, foarte întari? 1. Mai întâi ne apropiem de ele și le spunem așa. Înțechețeche, înțechețeche. Simțiți cum își revin? În doi, Le dăm energie foarte, foarte bună. În 3. Neapărat trebuie să le cântați o melodie foarte, foarte frumoasă. De exemplu, uite așa ca mine. Gata, ați scăpat de ele. Felicitări! Mă nu știu dacă vreau să scap de ele, cred că mai am nevoie de ele, Da, dacă tu zici, bro, așa să fie. În fine, Ian Ceban, frate, e un artist, un comediant neînțeles. Eu cred că Ian Ceban s-a născut în generația greșită, pentru că omorul lui este, este, poți să spui, din altă galaxie, să zic așa. E ceva mai mult decât avem noi nevoie și putem noi să concepem ca oameni. Ian Ceban, frate, în momentul de față are 5,4 milioane de follower pe TikTok să mă bată tata. Bă, ce explodează toți oamenii ăștia despre care fac video. Când l-am descoperit pe Ian Cheban, cât avea? frate, 100 de mii sau ceva de genul. Face bine? Face bine, așa e? Când l-am descoperit pe ea ceva, avea 100 de mii, frate, de bun și acum tot explodează. Bă, eu cred că trebuie să mă puc de TikTok, sincer, sincer. Și l-ați mai văzut pe Ian ban live, când dădea scroll pe TikTok, că făcea videouri cu ASMR. Și chestia e că, bă, toată lumea zicea că mama Ian Ceban cât de cringy, cât de cringy. Dar de fapt, Ian Ceban e un, un, comedic genius, frate. Are și în descriere la TikTok ASMR artist. De fapt, Ian Ceban asta frate, își bate de aia care fac ASMR. Și îi iese foarte bine, având în vedere câți followeri are, nu? Bă, sincer, sincer, frate, omul ăsta, omul ăsta e ahead of his time, man. Ahead of his time. E o fel de roast channel, dar mai așa, mai, mai low-key. Bă, clar știe ce face, având în vedere că e mere așa de bine. Adică oamenii, 100% majoritatea oamenilor, nu, nu înțeleg umorul lui Ian Ceban. Ian Ceban e un fel de Silviu German, frate, numai că mult mai pentru copii, să zic așa, mult mai pentru pop culture. <fie> wow. <fie> wow. <fie> oh my God, so big. Wow. Ian Ceban îi, omul ăla pe care îl chem la partiurile copilului tău și își bate de copilul tău. și după aia te miri de ce, de ce copilul tău ajunge să aibă insecurități când merge la școală. Da, dar tu râzi că e funny. Bă, frate, ești nebun de când, de când a ieșit Hogwarts Legacy, Ian Ceban ăsta parcă, parcă încearcă să devină și el un fel de magician. Ok, chestia asta, chestia asta, a fost dog shit, n-am să te mint. Bine, e TikTok-ul, frate. La TikTok algoritmul funcționează în felul următor. Postezi cât mai multe chestii ca, să, ca unele să sprindă și altele să nu sprindă. Cantitate versus calitate. Și a început în asta ăsta chiar știe chestia asta, că numai, numai asta face. Postează non-stop, frate. Non-stop postează clipuri. Non-stop. Știi, TikTok-urile astea lui Ioan Ceban îmi dau un pic așa vine energy, mă jur. mi dor de vine, mă frate, ce, ce, ce vremuri bune erau atunci, ce bună era viața când exista vine-ul, mă, să mor eu de nu. Acum toată lumea cu TikTok-ul ăsta au nebunit, mă, toată lumea, mă jur. Nu mai îmi place, nu mai îmi place. Ce bine ar fi să vină Dracu să mă ia o salvare, să mă ducă dreacul la spitalul de nebun la Târnaveni, să mă prindă pe acolo cu cămeași de forță, cum zice Cosmin Zoru. eu obișnuiam să nu-mi placă Ian ceva neapărat Adică omul, omul, omul clar are, are, o față punchable Știi ce zic? Mai ales când face fețele astea de handicap Pe care le face acum Dar după ce te gândești un pic, știi, și stai un pic Și analizezi fizica cuantică din spatele prank Și din spatele videourilor pe care le pune Îți dai seama că Ian ceva, băi, e un geniu neinteles frate e, 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 cum a fost Nicola Tesla Da, forte interessante. Bă, mie mi-ar plăcea, sincer vă zic, mi-ar plăcea foarte, foarte tare să îl iau pe Ance ăsta și să stau la o, o, discuție cu el. Să facem un clip, să facem un live în care discut cu el și vorbesc cu el și îl întreb care e scopul din spatele la, la chestia asta. Bineînțeles că niciun magician nu-și zice secretul, dar poate, poate aș reuși să scot din el ceva care să ne mulțumească. Știi ce zic? Și nu mă refer la chestii dubioase, nu vă gândiți la prostii. Să fac live cu el și să întrebați și voi în același timp. Ar fi tare rău de tot, dar nu dau mă de niciun TikToker de ăsta sau, un, sau oameni din ăștia foarte, foarte interesanți care vor să vină pe live. Ultima dată când am încercat, a fost cu bahoi și mi-au cerut după aia 1000 de lei așa random să-i dau bani. <laughs> ok, bro, cred că mi-a ajuns și cu ea ce asta. Să mă bată tata. Asta au fost cireașa de pe tort. Bă, oricum, dați like, subscribe la clip, neapărat, neapărat. Pe cine vreți, cu cine vreți să mai fac video de genul? Și dacă vreți, mă, fraților, să facem chestia aia cu live, vă spuneți-mi că eu chiar, chiar aș încerca, aș încerca și o să mă chinui, mă jur că o să mă chinui să iau pe cineva pe stream să facem chestia aia. Chiar ar fi foarte tare, ziceți voi că nu, un fel de mini podcast, să zic așa, cu personaje din astea interesante de la noi din România, din folclorul internet, internetului românesc. Și până data viitoare am fost red. am pupat, Like e ricevi un Lamborghini.